În cartea profetului Ieremia la capitolul 17, cu versetele 7 și 8, stă scris: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care și întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine, și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Maria a trecut printr-o încercare foarte grea, spune autoarea. Era tânără și plină de speranțe când a primit vestea că suferă de o boală gravă care îi amenință viața. În urma diagnosticului, Maria a suferit foarte mult. A simțit că lumea îi cade în jur și că nu mai are nicio speranță. În timpul acestor momente dificile, Maria s-a întors la Dumnezeu și a început să citească Scriptura. Unul dintre versetele care i-au dat putere a fost Ieremia 17, cu versetele 7 și 8. Maria și-a dat seama că pentru a trece prin această încercare și pentru a avea speranță în viitor, trebuie să se încreadă în Dumnezeu și să își întindă rădăcinile spirituale spre El. În aceste versete Ieremia folosește imaginea unui copac Sădit lângă apă, pentru a ilustra cum trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru a avea putere în timpurile grele. Maria a început să facă schimbări în viața ei, pentru a-și întări rădăcinile spirituale. A început să se roage și să citească Biblia în fiecare zi, să meargă la biserică și să se implice în comunitatea de credincioși. În același timp, a început să-și îngrijească și sănătatea fizică a început să facă mișcare regulat și să mănânce diversificat și să aleagă alimentele care îi fac bine. Pe măsură ce și întindea rădăcinile spre Dumnezeu și se îngrija de sănătatea ei fizică, ea a început să se simtă mai puternică și mai plină de speranță. În cele din urmă, Maria a învins boala și a trăit mult timp sănătoasă și fericită. Această experiență ne arată cum putem învăța să ne încredem în Dumnezeu când vin timpurile grele și cum putem să ne îngrijim de sănătatea noastră fizică și spirituală. Ca și copacul din versetul de astăzi, suntem chemați să ne întindem rădăcinile în adâncul încrederii în Dumnezeu, să ne bazăm pe El, să depindem de El pentru a ne hrăni și a ne susține în toate încercările vieții.